Salut! Astăzi avem în lucru un alt proiect. Pompa sumersibilă de la grădina mamei mele nu mai funcționează. S-a întâmplat ceva cu ea și nu mai trage apă. Așa că trebuie să mergem să vedem care este cauza. Coborâm în grădină și ajungem la puțul unde această pompă este instalată. O scoatem din puț. Puțul are o adâncime de 3 metri și 1 metru în diametru tuburi din beton. Pompa sumersibilă se demontează destul de ușor. Este montată într-un furtun cu cuplă rapidă, așa că imediat ce am decuplat această cuplă și am desfăcut sfoara care este fixată de un pom din apropiere, pompa este gata de transportat. Urmează să o decuplez și de la curentul electric și o luăm sus să vedem ce se întâmplă, de ce nu mai trage. Motorul se învârte, dar nu mai trage apă și nu mai poate uda mama în grădină. După cum se vede, la o primă constatare, sita este distrusă. Sita care oferea protecția necesară împotriva tuturor gunoaielor care se găsesc în mod inevitabil în apă, este pe jumătate putrezită în partea inferioară. A fost confecționată dintr-o tablă, o tablă ordinară care în timp a putrezit. Bine, ea funcționează de vreo 4 ani, așa că timpul de mentenanță este necesar. La o primă constatare, observ că sorbul este înfundat atât cu materie organică cât și cu resturi vegetale. Trebuie să desfacem sorbul, partea inferioară de turbină, să o detașez pentru ca atunci să văd cauza principală a acestei înfundări. Scoatem șuruburile unul câte unul cu cheia și ajungem să detașăm turbina de corpul pompei. Și surpriză! În interior este înfundată totalmente. Cum ai vrea tu să trăiască? Ce extragem de aici? Extragem, în primul rând, așa cum vedeți și voi, un Limax. Un Limax care trăiește în apă a fost absorbit de turbină în interior. Turbina este înfundată totalmente cu frunze, crengi, iarbă și alt corp de Limax care a pătruns în interior. Printre orificiile laterale ale turbinei găsesc din nou resturi vegetale, frunze, pietricele, pământ. Toate acestea au dus la înfundarea turbinei și inevitabil la funcționarea defectuoasă. Nu avea cum să mai tragă. Dintr-o tablă galvanizată reușesc să fac să decupez un disc măsurat pe diametrul exterior al acestui sorb, al sitei de protecție. Pentru că trebuie să-i fac un capac ca să nu mai pătrundă alte resturi în interiorul turbinei. Bine ar fi fost să înlocuiesc acest sorb, dar deocamdată nu fac asta pentru că avem nevoie de pompă, trebuie să udăm în grădină. Dar ca mentenanță pe termen lung, inevitabil acest sorb este nevoie să fie înlocuit. Dar până în alta, așa cum vedeți, capacul își va face treaba, l-am potrivit la locul său, îi dau găurile prin care voi fixa șuruburile
de acest sorb. Sorbul vine fixat de corpul pompei prin trei șuruburi. Așa, acum ce facem? Decupăm găurile prin care intră șuruburile. Decuparea se face destul de ușor, cu o șurbință și un ciocan, pentru că tabla se perforează ușor. Nu avem nevoie de scule de găurit, doar cu șurbență și cu ciocanul facem găurile și așezăm noua tablă pe fundul sorbului nostru. Urmează etapa de fixare a sorbului de corpul pompei. Ne pregătim șuruburile, le ungem și pe ele cu un strat de vaselină care să le asigure o oarecare protecție pentru încă un interval de timp. Înfiletăm simplu cu ajutorul unei șurubențe în cruce și în felul acesta am atașat sorbul de corpul pompei. Coborâm din nou la puțul nostru unde instalăm pompa sumersibilă. Prima operațiune, reatașăm furtunul prin intermediul cuplei rapide la corpul pompei. Aveți grijă ca toate garniturile și piesele să fie în ordinea normală, pentru că astfel să nu se pierdă apă printre furtun și corpul pompei. Reintroducem pompa în apă, având grijă să o amplasăm la o înălțime potrivită, astfel ca pompa să nu ajungă pe fundul puțului de unde să tragă mâl sau alte resturi. Eu o fixez la o înălțime de aproximativ 50 de centimetri de fundul puțului. Mai îndepărtez restul de frunze care au mai căzut în puț, după care reinstalăm firul de alimentare cu energie electrică. Deocamdată am să pun aceleași table la deasupra puțului, dar este clar că trebuie să-i confecționez un capac bun care să ofere protecția împotriva căderii de resturi. Așa cum se aude, pompa funcționează. Bun. Am instalat pompa, urcăm din nou în deal, urcăm în grădină să vedem și fizic dacă rezultatul muncii noastre a dat rezultatul scontat. Trebuie să funcționeze. Motorul se învârte, turbina este curățată, cuplarea este realizată, așa că trebuie să funcționeze. Da, avem apă la furtun. Misiune îndeplinită.